Bună, dragii mei! Astăzi o să vă filmez în acest mod pentru că altfel chiar nu am cum și îmi cer scuze față de voi de acum în cazul în care voiați să mă vedeți pe mine și să vedeți totul mai ok. Sper să vedeți cât de cât clar. Dacă mă urmăriți pe Instagram știți că tocmai mi-am luxat glezna și nu prea am timp nici să mă machiez, adică ar trebui să stau foarte mult în picioare, nu prea pot să fac asta. Și atunci, astăzi nu mă vedeți, dar vă arăt produsele mai îndeaproape și sper să vă fie de folos acest lucru. Facem unboxing din catalogul numărul 12 de la Oriflame și dacă cumva nu aveți acest catalog sau nu l-ați primit până acum, vă recomand să mi-l cereți pentru că este catalogul cu cele mai mici prețuri din acest an. Este un catalog foarte bun cu niște lansări foarte faine, niște oferte foarte bune la foarte multe produse. Trebuie neapărat să-l aveți, e valabil până pe 9 septembrie. Și acum hai să vedem ce avem în comandă. O să încep cu pachetul de lansare, care conține 3 produse și 5 mostre și 5 cataloage. O să-l desfac împreună cu voi. Pe acesta nu l-am desfăcut, dar unele produse să știți că le-am desfăcut deja. Și aici avem cele 5 mostre. Sunt 4 mostre de parfum și cu o mostră de la crema Novage Ultimate Lift, crema de zi. Iar aici avem mostre de la Giordani, Gold, Mr. Giordani, Possess și Enigma. Și v-am zis, pachetul mai venea cu 5 cataloage, numărul 13, catalogele următoare și cu aceste 3 produse avem așa, o apă nouă de colonie de la Sensity, nu mai știu exact cu ce era... Dar o să mă uit în catalog să vă, o să mă uit în catalog să vă spun. Are 200 de ml și e în jur de 30 de lei în catalog. Țineți cont că aceste produse din pachetul de lansare se vor lansa în catalogul următor, în numărul 13. Și acum o să vă arăt ceea ce n-ar fi trebuit să vă arăt acum, ci la final. Este pagina din catalogul numărul 13, ca să vedeți că noua apă de colonie este la 30 de lei și conține acorduri de pară, bujor și mosc. Eu nu o să o desfac ca să o încerc, pentru că vreau să o fac cadou. Și mai conține crema aceasta cu protecție pentru păr și noul rimel, de care sunt foarte, foarte curioasă, sincer, sunt curioasă de acest rimel, mi se pare că seamănă cu unul de la Maybelline. O să vi-l arăt, o să fie și pe coperta catalogului următor, o să-l desfacem ca să vedem împreună periuța, pentru că îmi place prea mult. Promite de 6 ori mai mult volum și rezistență de până la 24 de ore, un negru de o intensitate extremă, și o periuță cu peste 300 de peri. Hai să vedem cum este și periuța. Cam așa arată periuța lui. Îmi place pentru că mie nu-mi plac rimelurile, mascara în general cu peri de silicon, să știți, nu prea le suportă ochii mei. Dar aceasta îmi place, chiar îmi place cum arată și abia aștept să o încerc și să vedem cum este. O să fie la doar 20 de lei în catalog, deci dacă vreți să-l luați, puteți să-l încercați încă din pachetul de lansare sau dacă nu, așteptați până în catalogul următor și va fi la doar 20 de lei. Pe comandă am avut și două spray-uri de la Fit Up. Sunt spray-uri din acelea răcoritoare pentru tălpi și am avut două, au câte 250 de ml fiecare. Și sunt destul de mari, să știți, și sunt cu eucalipt și mentă. Cred că se și consumă destul de greu, mă gândesc că nu se consumă așa de repede. L-am avut și eu acum ceva timp, dar eu l-am consumat destul de repede, să știți. În general, eu cumpăr spray-urile respective mai mult pentru toamnă sau primăvară, nu prea le cumpăr vara. Așa, nu mai știu care a fost, cred că acesta a fost ambalajul, dar nu mai are rost să vi-l arăt. Din programul de loialitate am primit două cadouri. Unul este portofelul din colecția Linea. Îl desfac acum să vi-l arăt. Așa, este roșu, arată foarte bine. Bineînțeles că are și sigla Oriflame, cred că așa trebuie să o țin ca să-l vedeți mai bine. Are fermoarul cu modelul acesta cu albastru marin, așa, un albastru închis și cu alb, iar înăuntru este la fel. Și se potrivește foarte bine cu gentuța. Și tot așa ambalată în acest plic, un fel de plic, așa a venit. Și e șarfa din colecția Linea. Nu o să pot să vă desfac pentru că e foarte mare. O să vă arăt așa cât de cât modelul, ca să vedeți cum arată. Asta o să o luăm așa de jos,
ca să vă arăt cam cum este ea. E foarte mare, sincer vă spun, deci chiar nu am cum să mă încadrez cu ea. Are și niște ciucurașe aici la, în colțuri și abia aștept să o port. Mă bucur că este mare pentru că mie îmi plac eșarfele mari. Dar merge pusă și la geantă, să știți. Am uitat să vă spun despre această cremă de păr care se lansează tot în următorul catalog. La pagina 77 din noul catalog o să aveți mai multe informații despre ea, dar și cum se utilizează. Da, ea are cât 150 de ml și ne explică și cum se utilizează. Mai întâi eliberăm produsul într-o cantitate de dimensiunea unei monede și uniformizăm între palme. Se distribuie în păr, nu se clătește, părul se coafează ca de obicei. Promite un păr frumos și protejat pe orice vreme. Tare curioasă sunt și de ea, pentru că eu în general folosesc produse pentru îngrijirea părului, așa că o să vedem împreună care a fost rezultatul ei și știu că mi-ați spus că vă doriți un clip cu îngrijirea părului și promit că îl voi face în momentul în care o să pot să merg și eu. Așa, și să continuăm cu comanda. Pe comanda am avut un parfum Eclat Femme Weekend. Este un parfum destul de fresh. Dacă nu mă înșel, îmi dă senzația că miroase a pară. Are 50 de ml și este apă de toaletă, dar să știți că persistă foarte bine, cel puțin pe pielea mea persistă foarte bine. Unul a fost pe comandă și unul l-am recumpărat eu pentru că era la ofertă și v-am mai zis că vreau să îmi reînnoiesc din parfumurile care s-au terminat. Așa că, după cum vedeți, am tot încercat să cumpăr diferite parfumuri care sunt la ofertă și pe care eu nu le mai am. Dacă ar fi să vă recomand o ofertă din catalogul actual, ar fi cea la Miss Giordani. Eu nu am luat acel parfum pentru că mai am din el, dar este la doar 45 de lei în acest catalog, deci puteți profita de oferta lui. Am ales să-l cumpăr pe acesta pentru că nu-l mai aveam. De la Eleo, gama mea favorită pentru îngrijirea tenului de la Oriflame, au lansat un nou elixir de noapte pentru păr, unul reparator. Abia aștept să-l încerc pe acesta. Are 50 de ml și hai să vedem și sticluța. Deci arată foarte bine și sticluța, chiar îmi place cum arată și îmi place că are culoarea asta așa de închisă, dar să știți că el, uite, pot să-l pun și pe mână, este transparent, deci nu are o anumită culoare, da, e transparent, am pus cam multă, dar ca să vedeți ca idee. Tot pe comandă mai am două creme de mâini de la Soft Cares, au fost la 10 lei fiecare și sunt cu ulei de macadamia, au 150 de ml. Pentru mine, bineînțeles că mi-am recumpărat gelul de curățare de la Pure Skin, acum este la 12 lei, dacă nu mă înșel, e chiar mult mai ieftin decât e de obicei. De obicei la 15-17 lei la ofertă, deci chiar vă recomand să-l încercați. Este și gel de curățare și exfoliant și e foarte, foarte bun și vă oferă și o senzație așa răcoritoare, are și acid salicilic. Tot la Pure Skin a apărut și o nouă mască cu cărbune, este pentru tenul gras, să știți, și promite ea eliminarea punctelor negre, mai multe beneficii. Foarte curioasă sunt să încerc această mască, mă așteptam să fie puțin mai mare, sincer, dar e ok pentru că eu oricum nu folosesc foarte, foarte des măști de față și acum chiar sunt curioasă ce rezultat va avea. Văd că și aceasta are acid salicilic. O testăm și revin cu părere. Și mi-au mai rămas doar produse din gama Giordani. Am avut două rimeluri de la Giordani, au fost la 30 de lei în catalog. Mai am un fond de ten pentru mine, fondul de ten din acela lichid cu pipetă, cu finisare mată, îmi place extraordinar de mult. O să-l desfac să vi și arăt, l-am luat în nuanța porțelan pentru că mi se cam duce bronzul acum. Așa arată el. Dacă aveți tenul gras, exces de sebum, vi-l recomand pentru că e matifiant și mie îmi place foarte mult. Are și factor de protecție 12 și v-am zis, e matifiant, de aceea îmi și place atât de mult. Și pe comanda am mai avut și un concealer tot de la Giordani. Cam aceasta a fost comanda mea, dar acum o să vă arăt și catalogul următor. Așa arată catalogul numărul 13, tot cu fel este pe copertă, dar v-am zis, vedeta acestui catalog este noul mascara, pe care abia aștept să o încerc și eu și să vă spun părerea mea despre el. Am mai primit, bineînțeles, și revista Business and Beauty cu un nou pachet de lansare, dar și cu noul parfum Magnetista. Am primit niște carduri cu reducere de 20 de lei pentru cei care și au produse din catalogul numărul 13, iar noul pachet de lansare va conține acest parfum Magnetista
un lociu de buze și un gel pentru igiena intimă, plus 5 mostre și 5 cataloage. Cred că o să iau acest pachet de lansare, mă mai gândesc sincer, dar de parfum sunt foarte, foarte curioasă. Deci, dacă aveți persoane care vă comandă din catalogul numărul 13, nu uitați să-i oferiți și un astfel de card pentru a avea reducere. Fiecare catalog, să știți că vine cu un flyer care conține acest parfumel. Stați să vi-l arăt numai. Aici este legat un flyer despre parfumul Magnetista, despre câteva informații despre el. Da, conține coacăze negre, floarea pasiunii și lemn de santal. Chiar sunt curioasă în privința lui și îmi sună bine aceste ingrediente. Și ultimul, dar nu cel din urmă, bineînțeles că avem și flyer cu reduceri speciale la comenzi de minim 100 de lei din catalog. Cred că am zis bineînțeles de nu știu câte ori în acest video. Deci nu uitați să aruncați o privire și peste el în momentul în care vă trimit comanda din catalogul numărul 13. Și dragilor, cam aceasta a fost comanda mea. În rest, aici să știți că am foarte, foarte multe cataloage. Cam asta e în restul cutiilor. Dar eu de obicei trimit 2-3 comenzi pe campanie și cam atât am să vă arăt din prima comandă. Sper că v-a plăcut clipul, sper că v-a fost util și în continuare aștept să-mi spuneți voi ce fel de clipuri mai așteptați de la mine. Cred că vom filma cât de curând și clipul cu produse terminate. Dar nu uitați, dacă v-a plăcut acest clip, să-i dați like, să vă abonați la canal ca să vedeți și următoarele videoclipuri. Eu vă pup, vă mulțumesc pentru vizionare și ne vedem data viitoare. Pa, pa!